5, iar astăzi voi face fluturii prieteniei. Viziunea plăcută? Ah, ce bine e. Mamă! 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 Aolo, dar ce mai vrei și de data asta, Beatrice? E noapte, ar trebui să dorm la ora asta. Cine spune? Și tu ce cauți atunci aici? Da, eu sunt mama ta, nu trebuie să mă critici tu pe mine. Eu te critic pe tine, eu te îngrijesc. Eu trebuie să decid pentru tine. Oh, mami, nu mă mai supăr pe sora mea, Roxy. Mă enervează la culme. Nu știu ce să mai fac. Mi-a aruncat calculatorul din nou pe geam și chiar nu ai făcut nimic. N-ai făcut nimic? Muzica ta se aude până aici. Dar ce contează asta, mami? Of. Astea sunt doar copilării. Sunt sigur. O să vă treacă voi și o să vă simțiți mult mai bine. Acum, lasă-mă că mi-e somn. Ce-ați făcut? De ce era supărată mama ta? Poate tu o să reacționezi cumva la chestia asta. Din nou, Roxy mi-a aruncat calculatorul pe geam și m-am săturat să-l țin tot timpul la parat. Vreau să stau și eu pe el, mai ales că nu am cu cine să stau. Mă duc să o cert acum. Yay! Din nou, mami, nu mă face de râs acum când sunt cu ea. Vorbim certurile mai târziu. Serios, Roxy? Dacă te deranjează, plec. Nu, rămâi aici, ok? Serios? Ce ți-a mai făcut atât de grav cât să-i arunci calculatorul pe geam? E un calculator, nu putem să reparăm chiar de atâtea ori. Da, ce, tot timpul mă cerți, m-am saturat. Nici măcar când am o prietenă la mine, poți să nu mă cerți. Sunt mama ta și doar prin ceartă poți să te învăț. Nu mă bag. Și tu fă liniște. Nu este ok deloc comportamentul tău. Dacă nu te convințești, o să îți iau calculatorul. Serios? Să văd cum o faci. Bine, bine, dacă asta nu e suficient de rău pentru tine, o să-i trimit în tabără. Să stau și eu într-un fel de concediu. Că de când sunteți aici și v-am regăsit, nu mai pot să mă gândesc la nimic. Toată viața, tot timpul trebuie să mă gândesc. Copiii mei sunt nemulțumiți. Ce trebuie să se facă să se mulțumească? Oh, mami, mă las cu chestiile astea. Serios, dacă nu te trimit în tabără? Să văd cum o faci și pe asta. În tabără știi prea bine că nu ai voie nici cu telefon, nici cu calculator, decât treabă și activități și prieteni. Atât. Plictiseală. Da, ce putem să zic? Te rog frumos să nu te iei după fata mea. Are probleme. Viața e așa de urâtă. Iar te faiți? Nu-mi convine nimic. Casa e portocalie. Fata e portocalie. Camera mea are pete de portocaliu. Tu ești mama. Și ce e rău în asta? Nu-mi convine nimica. Păi și ce vrei să-ți fac eu? Nu mai convine nimica. Mai bine rămânem fără voi. Era mai bine. Ce să-ți mai fac? Bă, m-am săturat de copilul ăsta. Mie îmi spui? Să vadă că tot e portocaliu. Dar ce să-i fac copilului? Eu cred că noi prea facem tot ce vor ele. Păi noastră ideea trebuie să facem ce vor ele ca să nu se mai vaite. Nu, trebuie să nu facem ce vor ele, ca apoi când o să facem ce vor ele, să zică, oh, ce tare, și să nu se mai vaite. Păi și ce faci? M-am gândit să le trimitem în tabără. Dacă tot e vacanță, cât a mai rămas din ea, putem să le scriem în tabără. Ok, adică 2 luni? E ok, 2 luni. Au timp să se comințească. Și tu crezi că o să reziste ele 2 luni în tabără? Adică cu mâncare normală, nu cu pizza și cu chestii și cu fast food și cu dulciuri. Mâncare normală! Da, ce e așa ciudat? Tu numai la mâncare te gândești... Lasă-o baltă. Și ce ne facem? Ne trimitem în tabără? Am auzit eu bine? Ne trimiteți în tabără? Păi și ce să fac eu acolo? Din câte am auzit de pe internet, tabăra este un loc plictisitor unde stau numai ciudații fără prieteni. Poți să știi că nu e așa. Și oricum ești o ciudată fără prieteni. Mama, ai zis ceva? Nu, nu-mi zis nimic. Mă, copilor, nu știu ce ați pățit. Înainte erați foarte cuminți. Zici că chestia asta cu evadatul din casă v-a făcut mai mult rău decât bine. Vă trimitem în tabăr și punct. Eu acum o să
Îți împrumut calculatorul? Nu mai am, uitat, mi l-a aruncat. O să-l iau pe Roxy. Hei, mami, de ce intri în camera mea fără să bați? Mă, las, eu ți-am creat camera asta. Eu fac regulile. Și vă înscriu la tabără de vară. Vaaa, plictiseală. O să vezi că nu e plictisitor. O să-ți faci prieteni și o să faci activități în fiecare zi. Nici măcar nu o să apuci să vezi un episod de Wedge 5. Stai, ce fac eu o vară întreagă numai la Wedge 5? O să rămân cu toate videoclipuri în urmă. Nu contează. Trebuie să te gândești la alte lucruri în afară de stat pe calculator. O să-ți facă rău. Rău faci tu toată ziua cu tranca. Și Wedge 5 nu face același lucru? Nu, Wedge 5 e mai ok ca tine. Gata! Ce? Când? Cum? Unde? Tocmai ce te-am înscris la tabăra de vară. E la 300 de kilometri de noi, deci... cum să spun eu? Faci cam 6-7 ore pe drum. Eu zic ok. Ce, mami? Ok? Ok? Păi și cum vin eu acasă dacă mi-e foame? Păi nu vii acasă, stai o vară acolo, bine, ce am rămas din ea 2 luni și ăia îți dă de mâncare pentru că eu îi plătesc și ăia o să aibă grijă de tine și ei o să știe să te educe cum trebuie, că eu nu sunt în stare, văd. Asta am observat și eu. Da, deci eu nu mă duc. Realizez că noi decidem ce facem cu tine pentru că tu ești copilul nostru. Așa-i, am un act care dovedește asta. Serios? Altă replică mai bună n-aveți? Am un act care dovedește asta. Hai să facem înscrierea și lui Roxy. Stai, ce? O stau cu Roxy acolo? Da, logic. Bun. Roxy, vino să-ți dau o veste bună. Veste bună? Vreau și eu. Ce? Tocmai ce te-am înscris la o tabără de vară și 2 luni din vara ta o vei petrece acolo împreună cu sora ta Beatrice. Asta e cea mai nașpa veste care mi-ai dat-o vreodată în viață. Da. Nu contează. Asta este pedepsă. Pedepsă pentru ce am fost atât de cuminte toate zilele astea. Foarte cuminte, te felicit. Pentru că ați fost așa de cuminte, asta va fi un cadou pentru voi două. Un cadou minunat. Pentru că voi sunteți niște copii minunati și vă place toate cadourile care le fac eu. Și tu, fetiță, nu o să mai poți să vorbești cu ea pentru că e interzis să ții telefon sau calculator sau orice. Ce? Am și o prietenă și tu nu mă las să vorbesc cu ea? Asta e, vă vedeți la iarnă. Pa, pa. Ce? Nu! Pa, pa. Ba, da. Planul numărul 2. Trebuie să facem ceva. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Da, știu. Chiar nu vreau să nu mai vorbesc cu tine o întreagă vară, abia ce ne-am cunoscut. Bă, am o idee nebună. Știu că o să mă ceri pentru ce o să fac, dar o să fac pentru că nu pot să mă dezlipesc de tine. Drăguț, dar mai bine nu. Ba, da. Deci fii atentă. O să-mi iau un telefon. Și o să-l ascund undeva în valiză. Și o să-l iau cu mine. Îți dai seama că asta poate să te dea afară de la tabăra de vară. Oricum nu-mi place acolo, deci cu ce strigă? Și dai seama că părinții tăi o să fie super supărați pe tine. Și poate cine știe, poate și o amendă sau ceva. Ce știu eu cum e acolo. Bă, nu contează, eu fac asta pentru noi două. Deci, mă duc să-mi pachetez bagajul. Ziua următoare. Hai, Roxy, ce faci atât? Stai să-mi fac bagajul, repede vin. Așa, bun. Bun, fetelor, haideți, veniți după mine. Gata, fetelor, am ajuns! Iar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like ca să continue seria și da, nu uitați de un comentariu cât timp o să mai existe comentarii pentru că știți și voi că o să dispară. Mai bine nu vă mai bag în crize, dar toată lumea știe că din 2020 o să dispară comentariile, deci papa community. Deci, băgați acum în comentarii cât mai multe, cu atât mai bine. Și eu o să încerc să răspund la cât mai multe întrebări, deci puteți să puneți în comentarii întrebări, nu e nicio problemă.